Eu, de regulă, evit să dau conotații prea personale acestui podcast, evident în limita posibilităților. Însă azi chiar vă voi povesti totuși o istorioară despre familia mea. Eu am un văr cu câțiva ani mai mic. Pe la sfârșitul anilor 90, el tocmai termina studiile și examina oportunitățile viitoare de angajare în câmpul muncii. El citea foarte mult și noi des discutam cărți și chestii conexe lor. De exemplu, vorbind despre stăpânul inelilor, care ne plăcea mult la ambii, i-am povestit că în Ucraina, în regiunea Odessa, nu foarte departe de noi, cu regularitate se adunau amatorii acestor cărți din mai multe țări, care organizau jocuri de simulare. În sens, se împărțeau în oameni, elfi și hobbiți de o parte și orși de altă parte și își făceau arme improvizate și se fugăreau reciproc câteva zile prin păduri. Vărul meu s-a prins cu ideea de a participa și el, a găsit organizatorii și a început să umble la aceste jocuri. Și probabil la unul dintre ele a avut loc momentul istoric al încasării unei lovituri de paloș de-a lungul spatelui, după care vărul meu natural a început să se gândească la modalități de protecție. Și după ce a ciocănit vreo lună în spatele casei cu un ciocan pe nicovală rămasă de la străbunielu, înconjurat de vălătuci de sârmă de inox, a ieșit într-o zi îmbrăcat într-o cămașă de zale. Știți zalele? Armura făcută din ochiuri metalice prinse între ele. Armura cântărea câteva kilograme bune, dar își îndeplinea de minune funcția. La următoarele jocuri, vărul meu era steaua și punctul de atracție al evenimentului. Și aici s-a petrecut ceea ce a fost apoi destul de mult timp percept la noi în familie ca o mică tragedie. Cineva dintre participanții la jocuri a propus $50 pentru zalele lui. El le-a vândut și când a revenit acasă a anunțat că el nu mai este interesat de o carieră în filologie, care era specialitatea lui, ci va deveni, atenție, meșter armurier. După o scurtă perioadă de doliu, familia s-a resemnat și el și-a început mică activitate antreprenorială. Era o afacere din acele care asigură suficienți bani ca să nu fie abandonată de tot, dar în același timp nu avea niciun viitor în sensul creșterii cât de cât semnificative a veniturilor. Dar, evident, cu timpul el devenea tot mai abil și bun în ce făcea. Zalele lui au căpătat mâneci și glugă, timpul de făurire a unei armuri devenea tot mai scurt, el a început să facă și alte tipuri de armuri în afară de zale și, mai important, a început să studieze tot ce putea găsi despre armurile și armamentul din alte timpuri. A încercat și arta ferăritului și a făcut și niște săbi și paloșe. Și poate doar puțin timp îl mai despărțea de momentul când el ar fi făurit pe nicovala sau un inel care le-ar fi controlat pe toate celelalte, însă aici a intervenit ceva. Deci, ce credeți? Într-o bună zi lui s-a propus să se angajeze la Muzeul de Istorie drept restaurator. Să facă cu salariul oficial de la stat ceea ce îi plăcea să facă și ce era hobby-ul lui. Poate el și nu a devenit milionar cu lucrul celălalt, dar câți dintre noi fac la lucrul lor ceea ce ar face în timpul liber nopțile? Câți primesc salariul pentru cea mai mare pasiune a vieții lor? Dar, desigur, pe lângă mesajul motivațional despre ce că e bine în viață să ne urmăm visele, această istorie este oarecum legată și de episodul de azi, fiindcă una din sursele principale de inspirație despre Dacia din perioada despre care voi povesti este de la un autor mai neobișnuit. Mie totdeauna lucrul arheologilor mi-a părut romantic și deosebit.
Aceasta se trage probabil și din influența pe care a avut-o asupra psihicului meu tânăr seria de filme despre Indiana Jones. Pălăria, biciul, tezauri ancestrale, cunoștințe ascunse și desigur o mulțime de naziști învinși printre altele. În realitate, romantismul lucrului de arheolog este de altă natură și pe lângă fiorul scoaterii la lumina unor lucruri ascunse mii de ani și bucuriile vieții de tabără sunt și alte aspecte care nu vor plăcea tuturor. De exemplu, să stai cu orele cu fundul în sus în săpătură pe arșiță și soare și să curăți cu periuța de dinți pământul împietrit dezvelind ceva ascuns în el de milenii. Evident, eu glumesc și exagerez, periuțele de dinți nu mai sunt folosite de arheologi, cel puțin nu acele proprii. Însă cred că ați înțeles ideea. Dar există și Indiana Jones adevărați. Ei sunt altfel decât noi ne imaginăm după film, dar ei sunt. Imaginați-vă, de exemplu, un istoric, un arheolog captivat de antichitate. Bine, ei toți sunt. Dar imaginați-vă că el a vrut să verifice oricum era utilizat în condiții reale sică, punalul încovoiat al dacilor și tracilor. Sau ce distanță putea traversa într-o zi un ostaș dac complet echipat. Și cât de bun în defensivă era echipamentul lor. Și cât de hrănitoare și de ce nu gustoasă era masa obișnuită a unui soldat de atunci. Un istoric care încearcă să reconstituie cât mai aproape de realitate viața de atunci. Fiindcă fiți de acord, aceasta dă volum, culoare și uneori o cu tot altă viziune asupra descoperirilor arheologice sau surselor istorice. Faceți cunoștință, Cătălin Burangic, istoricul care își scrie cărțile la calculator apăsând tastele cu vârful lancei, care e nevoit să descalce când intră în casă și care, înainte de a se așeza la masă, merge să-și vâneze mâncarea. Bine, poate unele din chestiile care le spun sunt puțin exagerate, însă domnul Burangic se întrunește împreună cu alți entuziaști de-a lungul multor ani, pe câteva zile sau săptămâni, pentru diferite simulări militare sau încercări de a reconstitui viața strămoșilor noștri daci. Și aceasta paralel cu activitatea academică sau de arheolog în câmp. De ce am ajuns să povestesc despre el? Fiindcă ultima lui carte, Signorii Războiului în lumea dacică, este una dintre cele mai recente și de aceasta valoroase surse pentru câteva capitole care vor urma. Însă și cartea a fost editată într-un tiraj mic, care deja a fost epuizat. Așa că, la moment, există probabilitatea mare ca, peste câteva sute de ani, când nu va mai supraviețui niciun exemplar al cărții, istoricii să spună, citez. Textul cărții, din păcate, nu a supraviețuit, dar într-un podcast la început secolului 21 până la era inteligenței artificiale, despre carte se spunea următoarele. Și mai departe vor cita podcastul Istoria Moldovei. Deși autorul promite să publice în câteva luni o a doua ediție a cărții, ceea ce va diminua acest risc. Până atunci puteți explora o altă sursă valoroasă de informație, site-ul enciclopediacratimadacica.ro, la care Burangic e unul dintre contribuitori. Dar să revenim la ale noastre. Ultima dată când am vorbit despre tărâmurile noastre a fost în episodul 11 și de atunci am povestit doar despre expansiunea, măreția și convulsiile Republicii Romane. Și probabil mulți dintre voi deja nu prea mai înțeleg care este legătura între denumirea podcastului și conținutul său. Dar ajungem în perioada când evenimentele și politica romană ajung în contact, iar apoi se împletesc cu evenimentele și politica de pe teritoriile noastre. Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit la podcastul Istoria Moldovei. Eu mă numesc Nathan Garștea și vă prezint episodul 21, Dacia. Știți, referitor la istorie, este fascinant să urmărești nu doar istoria propriu-zisă, ci și istoria istoriei, viziunile, concepțiile, interpretările, istoriografie. Încă din primul episod spuneam că unele momente ale istoriei noastre sunt destul de dificile și disputate.
Unele din luptele care le ducem sunt cu unii străini, altele cu alții, dar majoritatea lor le ducem singuri cu noi. Am mai povestit despre aceasta în primul episod și vom mai avea ocazia în o dată să revenim la acest fight club al nostru în care ne batem cu propriile noastre fantome. Și în acest sens este foarte povățuitoare evoluția viziunilor și interpretărilor din istoriografia română cu privire la geto-daci, geți, daci și romani. Numărul de surse scrise referitoare la strămoșii noștri este limitat și a fost epuizat de mult. Cam tot ce era de citit a fost citit de mult și în prezent deja sunt puține șanse să mai descoperim noi texte care ar modifica radical istoria strămoșilor noștri, cunoscută din documente. Însă informațiile din ele sunt atât de puține și uneori atât de contradictorii încât au generat, generează și vor genera noi și noi interpretări și recitirile lor. Uneori aceste încercări ale istoricilor de a face sens în afirmațiile anticilor îmi amintesc de încercarea de a rezolva trei necunoscute având doar două ecuații cu ele, ceea ce este imposibil. Când informația inițială e prea puțină, uneori nu poți decât să te resemnezi cu faptul că unele necunoscute așa și vor rămâne necunoscute. Însă există arheologie, care e o chestie cumulativă și cu timpul ne asigură cu tot mai multe și mai multe găselințe și informații, care pot să confirme, să infirme sau să completeze tabloul desenat de sursele scrise. Și desigur, în condițiile unei penurii de informații, există un câmp foarte larg de interpretări, care a fost populat din plin. Dacă să vorbim doar despre curentele istorice de bază, paradigma general acceptată de lumea academică, oricum au fost câteva mutații majore în viziunile despre daci. Astfel, școala ardeleană, care fusese un curent de emancipare al românilor din Transilvania și a inclus în rândurile sale mai multe personalități ilustre, a pornit de la ideea că noi provenim de la romani, fără niciun amestec de sânge dac. Această interpretare era una evident dictată de conjunctura politică și de situația românilor din Transilvania. Voi povesti evident despre această perioadă când vom ajunge la ea, însă în linii mari românii au făcut mai multe încercări de a atenționa imperatorii austrieci despre starea lor deplorabilă sub maghiari, încercând să obțină o autonomie și o protecție a drepturilor lor în raport cu maghiarii și sașii care locuiau aici. Și această linie de origine curată pe care eu întindeau la Roma antică îi punea pe un picior de egalitate cu austrieci și sigur deasupra veneticilor maghiari cu strămoși nomazi. Dar deja pe la mijlocul secolului XIX, concepția începe să se schimbe, mutându-se spre un rol tot mai mare al dacilor în obârșă și cultura noastră. Și după o scurtă perioadă de echilibru, viziunile au pendulat spre cealaltă extremă. Creșterea rolului și importanței dacilor în formarea noastră a devenit una din tendințele viziunilor istorice pe parcursul perioadei interbelice și mai ales apoi în România socialistă, culminând cu protocronismul. Aceasta ținea și de ideologia socialistă, care vedea în Imperiul Roman un precursor al imperialismului contemporan, dar și de încercarea de a găsi un numitor istoric comun, să zic, pentru toate teritoriile românești. O referință istorică care ar fi valabilă și pentru Moldova, și pentru Muntenia, și pentru Transilvania. Daci erau anume ceea ce trebuia pentru un început de idee națională. În Republica Sovietică Socialistă Moldova era răspândită versiunea sovietică a istoriei, cu o populație majoritar slavă a acestui teritoriu, care apoi a fost colonizată de către valahii din Maramureș și Transilvania. Acum, după 89, în România, istoria s-a eliberat de această presiune ideologică, ceea ce a dus la apariția destul de rapidă a mai multor interpretări a descoperirilor arheologice și a surselor scrise. Acum acest proces e în plină derulare și au loc chiar niște schimbări paradigmatice a viziunilor asupra dacilor.
unele surse de acum 20 de ani deja par învechite. În continuu apar noi descoperiri arheologice care aduc cu ele noi și noi concretizări sau revizuirea istoriei dacilor. Și acest proces e unul continuu. Și cred că dacă aș face acest podcast peste 20 de ani, ceea ce aș povesti s-ar deosebi cu mult de istoria pe care o povestesc azi. De ce vă rog, dacă ascultați acest episod peste 20 de ani, verificați afirmațiile de aici cu vreo lucrare contemporană vouă privind istoria dacilor. Deci, noi ne-am despărțit de strămoșii noștri direcție în episodul 11, perioada elenistică. Povestisem despre interacțiunile geților din Dunărea de Jos cu macedonienii, povestisem despre traiul lor și povestisem despre venirea pe pământurile noastre a celților și bastarnelor. În anii 350-250 înaintea erei noastre, puterea geților a ajuns la apogeul său. Cel puțin descoperirile arheologice ne spun aceasta. Perioada mai este numită secolul de aur al prinților geți, și se caracterizează prin tezaure, prin ce are bogate de aur și argint. Distribuția acestor tezaure corespunde arealului de trai al geților, ele fiind întâlnite pe tot spațiul extracarpatic, începând cu nordul Moldovei în subcarpați și terminând cu porțile de fier la Dunăre. Apropo, unul din elementele definitorii ale tezaurelor acestei perioade sunt așa numitele coifuri princiare, găsite în mormintele, dacă le putem numi așa, bazileilor locale. De exemplu, emblematicul coif de la Coțofenești, pe care îl puteți găsi cam în toate materialele publicate cu privire la geatodaci și imaginea care o plasez și eu cu plăcere pe site. Însă, după anii 250 înaintea erei noastre, are loc un declin al geților. Și aceasta nu e doar dispariția lor din sursele istorice, ci și un declin al bunăstării elitelor lor. Dispar înmormântările bogate, dispar metalele prețioase din ele. Și aceasta are, se pare, câteva cauze. În primul rând, venirea celților în Balcani și Transilvania. Aceasta a bulversat direct comunitățile locale și a schimbat complet balanța puterilor din zonă. Și mai grav, ei au izolat regiunile noastre de Macedonia și Grecia, care erau un vector important de comerț, propagarea tehnologiilor și unul din puținele canale pe care istoricii timpului puteau afla despre strămoșii noștri. Și pe lângă presiunea din partea celților, mai trebuie să o adăugăm și pe cea a bastarnelor dinspre est, pentru care războiul era un mod de viață. Însă, pe lângă acești factori, geții se puteau consuma și singuri în nenumăratele războaie și incursiuni la care au participat. Ei erau, în perioadele anterioare, o prezență militară permanentă, drept mercenari, în războaiele din regiune, fiind foarte des cooptați de către regii odriși, de către macedonieni, greci sau de oricine altcineva se războia prin zonă. Plus, ei și singuri participau cu plăcere la diverse incursiuni de prădare a unor teritorii mai bogate, de regulă împreună cu vechilor prieteni tribalii. Țineți minte tribul Tracic pe care geții îl susțineau pe timpul campaniei lui Alexandru Macedon contra acestora. Și geții erau un adaos important în majoritatea armatelor, în special datorită cavaleriei geților. Stepa Bugeacului și Câmpia Română sunt foarte potrivite pentru creșterea hergeleilor de cai. Și deja de mult timp geții aveau vecini estici de la care ei puteau învăța arta călăritului și a trasului cu arcul. Mă refer evident la sciți și când aceștia au uitat cum se călărește un cal și au trecut la un mod mai sedentar de viață, la sarmații care au venit după ei. Apropo, mai multe surse antice menționează săgețile otrăvite ale geților, vârful cărora era muiat în venin de năpârcă. Nu știm cât de răspândită era această practică, știți cum e de ajuns câteva săgeți să fie cu venin și știrea se va răspândi repede și se va generaliza. Pan e zeul câmpurilor de luptă și panica are ochi mari. Și da, uneori pentru a câștiga o luptă e suficient doar să ai faimă de temut.
anume prada de război, cel mai probabil și a dus bogățiile cele descoperite de noi în mormintele conducătorilor militari geței perioadei. Însă, folosind terminologia consultanților de prin organizațiile internaționale din zilele noastre, acest model economic era complet nesustenabil, fiindcă el consuma cu o rată înaltă principală resursă de care dispuneau prinții geți, oamenii. Și între timp romanii au început să se extindă în est, implicându-se tot mai mult în afacerile din Grecia, Macedonia și Balcani. Geții au participat la unele din războaiele macedoniene, evident contra romanilor, și au avut ocazia să vadă și să simtă pe viu cum lucrează mașinăria de război romană, care depășea în eficiența ei orice văzut de ei până atunci. Dar o altă urmare a expansiunii romane a fost diminuarea numărului de războaie în regiune și respectiv a cererii pentru serviciile mercenarilor. Dacă anterior geții erau încorporați în armatele oficiale cu remunerare oficială și participare la prada de război, acum tot ce le rămas erau incursiunile de pradă pe teritoriile provinciilor romane. Chestie foarte periculoasă și, cum ar spune acești consultanți străini, absolut nesustenabilă. Dispariția informației despre geți din sursele despre această perioadă este explicabilă, pe lângă diminuarea importanțelor militare și prin schimbarea focarului atenției istoricilor timpului. Aceea expansiune grandioasă a romanilor în lumea elenistică, despre care povesteam în episodul 13, a captat atenția tuturor, evenimentele din periferia lumii cunoscute fiind pe acest fond ignorate. Cred că este caracteristică situației de atunci a geților informația care o cunoaștem despre Basileul, regele Remaxus. Despre el aflăm dintr-un decret găsit în cadrul săpăturilor arheologice din colonia grecească Histria, aflată în Dobrogea. În acest decret, locuitorii recunoscători ai orașului își manifestă recunoștința față de un oarecare concetățean al lor, Agatocles. Printre meritele lui enumerate în decret, se povestește despre gestiunea relațiilor cu o căpetenie tracică, Zoltes. Relațiile Histriei cu Zoltes ar fi definite azi prin genericul It's Complicated. Ei ba se războiau, ba încheiau acorduri de pace, ba se înștiințau despre potențialele pericole, ba iarăși încălcau acordurile anterioare și se războiau. În unul dintre epizoadele acestei telenovele, histrienii au apelat la ajutorul regelui Remaxus, care domnea, din câte se pare, pe malul stâng al Dunării. Remaxus le-a trimis în ajutor 100 de călăreți, iar când aceștia s-au dovedit a fi insuficienți în fața forțelor tracilor și au dat bir cu fugiții, fiul regelui a mai trimis 600 de călăreți, care au fost suficienți și au pus pe fugă tracii. Aceste cifre sunt destul de triste. Ajutorul militar maxim al regelui Remaxus, care cel mai probabil era jet, a fost doar de 600 de călăreți. Aceasta e destul de jalnic. Știți, cu 600 de călăreți jet s-ar putea isprăvi chiar și armata Republicii Moldova în starea ei derizorii în care se află acum. Există, desigur, posibilitatea puțin probabil că călăreții jeți erau atât de excepțional încât au putut înfrânge o armată ce depășea de 10 de ori. Însă, cel mai probabil, datorită declinului întregii regiuni, cam acesta era nivelul tuturor armatelor ce operau aici. Vreo 4-5 mii de ostași traci contra la vreo 3 mii de hopliți din miliția orașului Histria. Pe acest fond, 600 de călăreți jeți pot răsturna situația. Între timp, situația din Balcan și a suferit un șir de schimbări. Deja am povestit despre marea migrare a celților în această regiune. Pe timpurile lui Macedoniei deja au început penetrarea în Balcani. Un timp de adohii Casandru și Lisimach îi rețineau, însă moartea lui Lisimach le-a deschis calea spre Macedonia și Tracia. Începând cu 280 înaintele noastre, contingente mari de celți au trecut frontierele în trei direcții, pustind teritoriile pe care treceau. Am mai povestit despre aceasta în episodul 11.
Ei au ajuns până la templul oracolului din Delphi, unde au fost până la urmă înfrânți în anul 277. Se consideră că această înfrângere a avut urmări nefaste pentru puterea militară a celților în regiune. După aceasta, o parte au trecut în Asia, deja am povestit despre Galația. O parte au fondat un stat efemer în extremitatea estică a Balcanilor, care însă nu a supraviețuit mult, fiind distrus în 212 de către traci. O parte au revenit în Panonia, triburile boilor ocupând nordul ei și tauriscii stabilindu-se în partea de sus a văii râului Sava. Și în această perioadă a apărut o entitate nouă, scorodiscii. Ei nu erau un trib, ci o formațiune compusă din celți din diferite triburi amestecați cu traci și iliri locali. Numele lor este un endonim, ei singuri se numeau așa, se presupune că în legătură cu un munte din zona pe care o locuiau. Ei au ocupat teritoriile din cursul de jos al râului Sava și de-a lungul Dunării, pe teritorii care astăzi intră în componența Serbiei, Croației, Bulgariei și României. Capitala lor era în Singindunum, oraș care a evoluat în actualul Belgrad, capitala Serbiei. Cu timpul, anume scorodiscii au devenit puterea militară dominantă din regiune. Relațiile cu vecinii, tribalii la est, alți celți la nord-vest și geții și dacii la nord-est, erau probabil ca între vecini, cu războiri, certuri și alianțe temporare. Însă totul s-a schimbat odată cu venirea romanilor. La frontiere a apărut un arhidușman, un pericol pentru toată regiunea, care întâmplător controla și niște teritorii bogate și promițătoare, promițătoare în sensul prăzii de război. Așa că, începând cu anul 141 înaintea noastră, la scurt timp după transformarea Macedoniei în provincie romană, scorodiscii au fost în permanente lupte cu romanii. De regulă, acestea erau incursiuni de pradă, mari sau mici, pe teritoriul provinciei romane, urmate deseori de acțiuni de pedeapsă din partea romanilor. Unele incursiuni le-au făcut singuri, altele împreună cu aliați de lor, tribali sau daci. Pretorul roman Marcus Cosconius a condus în anul 135 înaintea noastră un război contra scorodiscilor, învingându-i undeva în Tracia. În anul 118 înaintea erei noastre, scorodiscii au avansat adânc în teritoriul provinciei romane, ucigând în lupte și pe conducătorul legiunilor locale, pe care îl chema apropo Sextus Pompeius și era probabil bunelul lui Pompei al nostru. În 114 înaintea erei noastre, ei au înfrânt o armată consulară condusă de către Gaius Porcius Cato, care era unchiul lui Cato cel tânăr, și au prădat suprafețe mari din Macedonia. În anii 111-110, armata condusă de Livius Drusus i-a împins înapoi peste Dunăre. Între 109 și 106, Mincinius Rufus a avut de mai multe ori lupte cu ei la frontierele Macedoniei și în Tracia. Apropo, Frontinus menționează explicit dacii ca fiind participați la aceste lupte. Titus Didius a surprins scorodiscii în timpul unei expediții a lor de pradă în anii 101 și 100. Legiunile romane păreau inepuizabile și cu timpul scorodiscii s-au consumat. În anul 88 înaintea noastră, în cadrul unui nou raid pe teritoriul Macedoniei, care a ajuns până la Delphi, ei au fost înfrânți și alungați de către romani peste Dunăre. Aceasta este considerat un punct de turnură în istoria lor, după aceasta scorodiscii pierzându-și repede puterea și dominarea în zonă. Și dacă tot vorbim despre celți, mai trebuie menționat ceva. Pe la mijlocul secolului II înaintea noastră, prin anii 150, prezența celților în Transilvania a încetat destul de subit. Și în locul lor, în săpăturile arheologice, au apărut vestigiile care sunt identificate de către arheologi drept ale dacilor. Se presupune că în acea perioadă a avut loc un influx masiv al populațiilor din sud. Există posibilitatea ca celții transilvanieni să fi fost asimilați, dar
Cel mai probabil e că pătrunderea dacilor a fost destul de violentă. Dar înainte de a povesti despre această ascensiune a puterii dacilor, mai trebuie să vă povestesc despre ceva. Știți, frontierele contemporane au devenit, din păcate, una din marile obstacole în cercetarea istorică, în special în ceea ce ține de formații, culturi și popoare care aveau cu totul alte frontiere decât sunt acele din lumea de azi. Doi istorici care trăiesc peste un râu studiază aceeași cultură antică, au fiecare dintre ei descoperiri excepționale care poate s-ar completa una pe alta, dar așa și nu ajung să comunice între ei. Eu nu mai spun despre ideologiile concurente a unor state vecine, când fiecare încearcă să atribuie cumva vestigiile istorice anume poporului său. Iată de ce, de exemplu, noi vorbitorii de română, inclusiv eu în podcast, folosim mai des denumirea de cucutenia culturii, iar vorbitorii de rusă și ucraineană, tripolie. Și uneori, pentru a depăși această limitare a viziunilor cauzată de frontiere, limbi diferite și ideologie, este nevoie să te afli într-o parte. Uneori este nevoie de un străin. Această istorie a început în anul 1976, când Steve Wozniak, împreună cu prietenul său Steve Jobs, a fondat o companie care se ocupa cu asamblarea calculatoarelor într-un garaj. Asta ți-am încurcat ceva, aceasta e altă istorie. Deși numele de familie și anul vor fi aceleași. Deci, această istorie a început în anul 1976, când istoricul polonez Zenon Wozniak a republicat articolul său, în care povestea despre unele descoperiri arheologice din România și Bulgaria. Cu 2 ani mai devreme, el publicase concluziile sale în poloneză, dar așa cum nimeni nu știe această limbă, articolul a trecut neobservat. Însă publicarea din 1976 într-o revistă germană a atras atenția mediului academic internațional. Wozniak a observat similaritatea inventarului găsit în unele morminte din Oltenia la nord de Dunăre cu acele din morminte de la sud de Dunăre, în special din nord-vestul Bulgariei. Însă și riturile funerare în diferite regiuni erau diferite, aparținând unor etnii diferite. Însă în toate aceste morminte puteau fi găsite spade de tip celtic, pumnale dacice curbe de tip sică, lănci, pinteni, zăbale de tip tracic. În unele depuneri apar și vase ceramice, podoabe și accesorii, majoritatea dacice. Wozniak a numit acest fenomen după denumirea a două localități unde erau găsite astfel de vestigii, Padea în România și Panaghiurski colonie în Bulgaria. La moment, fenomenul este numit grupul Padea-Panaghiurski colonie, și cu siguranță Wozniak, când îi dădea denumirea, nu se gândise că acest grup va ajunge să fie discutat în vreun podcast, fiindcă de altfel ar fi ales vreo localitate bulgară cu denumire mai simplă. Concepția actuală asupra acestui grup este că el constituie o sinteză la nivelul elitelor a elementelor mai multor culturi în ceea ce ține de arta războiului, care s-a reflectat și în ritualurile funerare. Această sinteză a fost rezultatul, cel mai probabil, a operațiunilor comune contra romanilor, în care scorodiști și tribalii și geto-daci luptau cot la cot. Așa s-au întâlnit unul celt, unul trac și unul dac, care evident avea oi mai multe. Probabil, în cadrul sintezei a fost ales ce era mai bun din fiecare 3 culturi. Însă, se pare, sinteza se referă doar la aspectele militare ale acestor culturi, manifestate în inventarele funerare, fiindcă alte tipuri de osmoză culturală nu au fost observate. Arealul acoperit de grupul Padea-Panaghiurski colonii include, cum am mai spus, nord-vestul Bulgariei actuale, între Balcani și Dunăre, nord-vestul Serbiei, Oltenia, sudul Transilvaniei. Unele descoperiri ce pot fi parte din acest grup a fost găsit și în alte zone a Bulgariei, în Muntenia, Moldova Centrală, Dobrogea și până și în Ucraina Transcarpatică. Concepția actuală asupra fenomenului este că el includea elite dintr-un conglomerat de grupuri etnice de origini diferite, în special tracice și celtice,
Existența unor interese tactici și strategii comune a dus la crearea unei elite militare supranaționale, cum o numește în ghilimele Burangic. Și această elită și-a format o identitate culturală, din care nouă astăzi ne-au rămas doar manifestările funerare, care însă sunt suficiente ca să o facă distinctivă. Piesa de bază prezentă totdeauna este pumnalul curb Sica, despre care vom mai vorbi. Rareori, inventarul funerar era complet. Cel mai frecvent depunerile conțineau două sau trei piese de armament și harnașament. Pumnal, spadă, lance, zăbală. Poate diferențele de ritual erau variații regionale, poate nuanțarea diferenței sociale între diferiți de funcții. De regulă, aceste înmormântări specifice erau în apropierea unor cetăți sau localități din perioada aceea, respectiv aparținând seniorilor cetăților sau războinicilor ce locuiau acolo. Apropo, luptătorii Padea Panaghiurski colonii erau evident călăreți, ținți minte zăbalele și pintenii tracici. Și apropo, anume aceasta explică adoptarea de către acest grup a spadei lungi de tip celtic. Desigur, pentru infanterie în lupta corp la corp, o armă mai scurtă, ca de exemplu gladiusul roman sau falxul dacic, era preferabilă. Însă pentru călăreți, o spadă lungă și grea era tocmai unealtă ideală pentru a hăcui din galop dușmanii pe câmpul de luptă. Acest fenomen cultural Padea Panaghiurski colonii a explodat, să spun aproape instantaneu. Cercetătorii bulgari susțin că nașterea și difuzarea inițială a acestui model cultural a avut loc în cel mult două generații. Oricum, propagarea lui pe teritoriul Transilvaniei de sud-vest, în special, a avut loc în același timp cu dispariția urmelor prezenței celtice aici, cu apariția cetăților, atât de caracteristică perioade ce va urma. Datarea mormintelor ce aparțin acestui grup în Transilvania corespunde, conform lui Aurel Rostoiu, anilor 150-50 înaintirii noastre. Și dacă în Balcani substratul acestui grup, populația de bază, era tracică, deja pe malurile Dunării și în Oltenia populația era compusă probabil din mieși, care tot erau din neam getic și din geți. Și probabil anume sub conducerea unei elite militare din grupul Padea Panaghiurski colonii a început expansiunea geților peste celți în arcul Carpaților, în Transilvania de sud-vest. Și așa a apărut poporul care a intrat în istorie drept dacii. Apropo, cronologic, prima mențiune a dacilor o avem de la prietenul nostru Iulius Cezar. În războaiele galice ale sale, pe care le citam în episodul precedent, el descria o pădure care se întindea până la hotarele dacilor. Această utilizare a dacilor drept reper geografic semnifică că numele și amplasarea lor erau cunoscute publicul larg când Cezar scria aceasta. Surse mai târziu menționează participarea dacilor la războaiele contra romanilor și înainte de războaiele lui Cezar. Astfel, în descrierea luptelor din 1906 înaintele noastre, Florus spune că romanii aveau de înfruntat scorodiscii și dacii. Dacă însă e să vorbim despre o mențiune generală, nelegată de războaiele cu romanii, prima referință la daci este de la Trogus Pompeius, care povestește în contextul evenimentelor din secolul II înaintele noastre despre creșterea puterii dacilor sub regele Robobostes. Nu știm alte detalii despre acest rege, nici despre perioada exactă în care a domnit peste daci. Unii cercetători susțin că ar putea fi vorba despre Burebist, alții că e un rege care i-a precedat. Poate era unul dintre seniorii războinici care i-au adus pe daci din sud, peste munți, în interiorul arcului Carpaților. Cauze acestei migrări în Transilvania, în pământurile locuite de celți, pot fi mai multe. În primul rând, câmpiile la sud de Carpați nu erau cel mai pașnic loc de trăit și cred că permanentele războaie cu tracii și celții de la sud, cu sciții și sărmații de la nord, îi puneau pe mulți pe gânduri despre găsirea unor locuri mai liniștite. Iar sosirea în Moldova a bastarnilor cred că doar a întărit această intenție.
Și cred că și o parte din aristocrația războinică, grupul cel al Ogean cunoscut de noi drept Padea Panaghiurski Colonii, căuta un loc mai liniștit decât munții Balcani și Tracia, care au devenit brusc neospitaliere după venirea romanilor în regiune. Așa că probabil a fost ușor să-și găsească un popor pe care să-l conducă prin trecăturile montane spre o viață mai bună și mai liniștită. Fiindcă toți știm că de partea cealaltă a munților, unde nu suntem noi, iarba e mai verde și viața e mai ușoară. De asemenea, una din cauzele acestei migrări pot fi și resursele în care abundă Transilvania, și în special, cât nu ne-ar părea nouă de ciudat, sarea. În genere, sarea era extrem de importantă în timpurile cele. Ea și acum este importantă, însă datorită abundenței ei pe polițele magazinilor și prețului mic, noi nu totdeauna conștientizăm aceasta. Necesarul organismului nostru de neînlocuit în alimentarea animalelor, a ceea ce transformă o masă din una doar nutritivă în una gustoasă, una din puținele posibilități de a conserva alimente pe timpurile cele, tot asta însemna sare. Și gândiți-vă la ce cât de adânc a pătruns acest cuvânt în limbă și în expresii. Sarea pământului. Să întâlnești pe cineva cu pâine și sare. Să promiți sarea și marea. Cuvântul salariu provine de la latinescul salarium argentum, plata în sare, care uneori era achitată legionarilor romani în loc de bani. La fel și cuvântul soldă. În unele limbi e răspândită expresia nu-și merită sarea, nu costă cât sarea sa, care se trage din antichitate când se referea la sclavii pentru care s-a plătit cu sare. Cuvintele sos, salam, englezescul sausage, toate se trag de la sare. Și apropo, nu știu dacă vă mai amintiți, în episodul 3 povesteam despre cel mai vechi oraș descoperit în Europa, care aparținea culturilor Europei vechi. Solnițata, pe teritoriul Bulgariei actuale, un conglomerat de oameni adunați împreună să exploateze și să apere o extracție de sare. Păi iată, știți războaiele opiului luptate pe la mijlocul secolului XIX între China și Imperiul Britanic? Sau războaiele din ultimele decenii, pe care noi ne rușinăm să le numim războaiele petrolului? Păi iată, venirea dacilor în valea râului Mureș și dezlocarea de acolo a celților ar fi putut probabil să se numească pe bună dreptate războiul serii. Dar Transilvania pe lângă sare mai avea multe alte bogății naturale și în primul rând fierul, importanța cărui este sugerată chiar de denumirea epocii despre care povestesc. Dar pe lângă resursele naturale, Carpații mai aveau o altă resursă importantă. Însăși munții, Carpații. Locuri de o accesibilitate redusă, care cu ceva efort pot fi transformate în niște fortărețe inexpugnabile. Vreau să utilizez acest cuvânt încă de la primul episod al podcastului. În sfârșit, e venit și rândul lui. Deci, fortărețe inexpugnabile. Una din trăsăturile definitorii a culturii dacilor este numărul foarte mare al cetăților și fortificațiilor. Geții și până atunci, mai la sud de Carpați, aveau unele cetăți, însă acum construitul cetăților s-a ridicat la un nou nivel. Am desenat o hartă, bazându-mă pe cartea lui Borangic, cu cetățile, cetățuile și fortărețile din arealul geto-dacic, pe care o plasez pe site. Uitați-vă și voi la această abundență de construcții fortificate. Poate că noua lor paradigmă militară era una oarecum defensivă sau una de raiduri bazate pe o rețea densă de localități de suport fortificate. Cum spunea Florus despre daci, dacii montibus inherent. Dacii aparțin munților, dacii sunt nedispărțiți de munți. Dar poate niște vizionari din grupul Padea Panaghiurski Colonii, văzând în lucru mașinăria militară romană, această perseverență implacabilă cu care legiunile reveneau iar și iar după fiecare înfrângere, au înțeles brusc că ar dori să locuiască cât mai departe de acești romani, peste niște munți, poate peste un râu mare, poate încă după niște munți, și se transforme tot locul unde vor locui într-o regiune de necucerit.
sau posibil aristocrația militară care a evoluat la Daci, aflându-se în această relativă zonă de confort montană, nu aveau cum altfel să-și consume agresivitatea decât atacându-se unii pe alții. Secole de-a rândul chiar economia geților se baza în mare măsură pe prada de război, când se merge într-o campanie militară era mult mai profitabil decât să ari pământul. Și nu mai spun despre aristocrații din grupul Pade Panaghiurski Colonii, care erau militari prin excelență și probabil nici nu știau din ce parte trebuie să te apropii de greblă ca să poți călca pe ea. E posibil că una dintre distracțiile de bază a acestor baroni locali a noilor seniori era să se atace permanent unul pe altul, ceea ce a și creat necesitatea de fortificații defensive pentru fiecare dintre ei. Dar poate așa era modă. Țin minte prin anii 90 și secolul trecut, când noi am scăpat din cuburile de beton ale apartamentelor sovietice în serie, fiecare încerca să-și facă o casă cât mai mare. Faceți cumva vreo plimbare prin cartierele rezidențiale apărute atunci și uitați-vă la aceste case, mari, pompoase, eclectice, cartiere întregi, fiindcă așa se construia atunci. Cum să-ți faci casă fără două etaje? De această modă la construit, mi-amintesc uneori când mă gândesc la frenezia construcției de cetăți în Dacia. Știți, poate un nobil nu era considerat nobil dacă nu avea cetatea lui și restul nu îl invitau cu el la vânăturile lor de zimbriș sau la raidurile contra celților. Sau nu-i permiteau să poarte sica până nu-și trăgea și el cetate. Probabil motivele puteau fi toate acestea și multe altele despre care noi nici nu știm. Oricum, Dacia în acest sens se asemăna oricum cu Europa medievală împestrițată de castelele feudalilor. Și deși se pare că efortul de construcție era în mare parte privat, să spun, asigurat de către seniori cu resursele și oamenii de pe teritoriile controlate de ei, exista și o oarecare coordonare a amplasării lor. Aceasta se vede cel mai bine în nucleul puterii dacilor în munții Urăștiei, aflați la curbura de sud-vest a Carpaților. Aici cetățile erau amplasate într-o rețea deasă, în puncte strategice, ce controlau căile de acces, una în vederea alteia. Apropo, tot ce eu povestesc presupune o stratificare mult mai puternică a societății decât acum câteva secole. Existau lideri militari, acești seniori ai războiului, existau ostașii, o elită războinică supusă seniorului. Și deja lumea simplă, țăranii, care probabil își căutau diviețele lor, plăteau birurile către seniorii lor și încercau, pe măsură posibilităților, să nu se lase atrași în jocurile de război al aristocraților. Probabil în timpurile de pericole sau la războaie mare erau mobilizați drept o miliție auxiliară oștilor de profesioniști. Și cetățile cel mai probabil și-au schimbat destinația. Dacă anterior ele erau mai degrabă un refugiu pentru populația din zonă în timpul invaziilor dușmani, un fel de bun comunal, la această etapă ele cel mai probabil aveau niște destinații mult mai militare și strategice. Reședința șefului militar, garnizoană fortificată pentru ostașii săi, punct de suport pentru operațiunile militare, dar mai puțin un loc de refugiu colectiv. Cetatea e a seniorului, nu a locuitorilor zonei. Și acest proces de stratificare socială se poate vedea chiar și din sursele scrise. Îl țineți minte pe Dromichetes, care luptase contra diadohului macedonian Lizimah? Când ultimul fusese capturat în luptă și ostașii lui Dromichetes vreau să-l ucidă, iar regele lor a trebuit să le țină un discurs inspirațional despre utilitatea prizonierilor și a unui potențial acord de pace cu macedonienii. Aceasta se numește democrație militară, când conducătorul de oști trebuie să țină cont de opinia ostașilor săi, care de altfel nu ar fi acceptat să-și riște viețile sub conducerea lui. Și nu atât le dă ordine ostașilor, cât îi convinge să facă ce au de făcut. Și amintiți-vă de Euroles, care luptase contra bastarnelor, care își pedepsise soldații, punându-i să doarmă cu picioarele în locul capului și să facă lucrul femeiesc la gospodărie, până nu au învins în luptă.
Îmi imaginez Drumihete să fi încercat să le dea așa ordine ostașilor săi, ce răspuns ar fi primit. Putem vedea în timp accentuarea verticalei puterii în societate, o mai mare putere a șefilor și respectiv o disciplină mai bună a ostașilor. Cred că am reușit să pictez în linii mari un tablou al evoluțiilor din regiunea noastră, între perioada elenistică și venirea romanilor la sud de Dunăre. Mai sunt unele chestii de povestit despre armamentul dacilor, despre fortificațiile lor, despre cultura lor materială, religia și simbolurile folosite de ei. În episoadele următoare voi mai acoperi din mers aceste lacune. Fiindcă după această perioadă inițială de gestație, puterea dacilor va exploda. Sub conducerea lui Burebista, ei vor crea un regat puternic, se vor extinde fulgerător peste vecinii lor din toate direcțiile și vor deveni cea mai mare putere regională. Zic să ne oprim aici pentru azi. Episoadele următoare voi povesti paralel evenimentele de la noi, din lumea geto-dacilor, și evenimentele din Roma, unde va avea loc culminația luptelor ce au dus la căderea Republicii. Din păcate, datorită asimetriei informaționale în surse, uneori voi avea de vorbit 2 minute despre Burebista și jumătate de oră despre Cezar. Însă aceasta nu înseamnă că la noi nu se petrecea nimic. Din câte ne putem da seama, unele evenimente, dar și transformări ale societății erau grandioase. Doar că noi nu știm nimic sau mai nimic despre ele. Istoricii erau preocupați cu altceva și nici nu prea ajungeau multe informații de pe tărâmurile noastre la istoricii timpului. Încă o dată vă mulțumesc că ați așteptat răbdători acest episod. Pe viitor revin la o cadență mai obișnuită a apariției episoadelor noi. Vă amintesc că podcastul meu poate fi ascultat de pe site-ul istoriamoldovei.media, pe pagina lui de Facebook, în orice aplicație dedicată podcasturilor la telefon sau calculator, sau pe Stitcher, Spotify, SoundCloud și TuneIn. Ascultați sănătoși! Și, desigur, vă rog să distribuiți informația despre acest episod, în special și despre podcast în general, la cât mai multă lume. Pentru mulți, dumneavoastră sunteți unica posibilitate să afle despre el. Desigur, dacă credeți că se merită ca lumea să afle despre el. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți cu mine. La revedere!